Eu mai întâi vreau să mulțumesc tuturor celor de față că mi-au creat un prilej atât de elevat și atât de potrivit pentru a continua această discuție în legătură cu un subiect care, fără niciun fel de exagerare, este legat intim de destinul României de azi. Destin care, după cum bine știți cei de față și alții ca noi, nu s-a împlinit încă. Pentru că dacă asta este destinul României, să înclini fruntea și să spui că accepți această continuă involuție, această continuă cădere către un statut din ce în ce mai deprivilegiat, cu tot statutul nostru de membri ai Uniunii Europene, să zici că această majoritate săracă nu mai are niciun fel de speranță și niciun fel de rază la orizont către care să se îndrepte și să creadă, atunci înseamnă că, vorba aceea, suntem sclavii unui pesimism pustiitor, noi nu avem ce căuta în această direcție și nici pentru ce adopta, prin realizările, prin performanțele de până acum ale acestei nații, de la întemeierea sa, dacă n-ar fi decât de la întemeierea sa ca stat modern la mijlocul secolului al XIX. România a fost în stare în acest răstimp, totuși de un secol și jumătate, cu ceva peste, să dea performanțe întru totul comparabile cu acelor mai avansate națiuni. Ea a fost în stare să dea valori de anvergură, de alonge universală în cele mai diferite domenii, începând cu performanța economică și terminând cu alte descoperiri științifice sau, mă rog, această expresie extrem de eterată, dar așa de necesară nouă tuturora, ale artei, ale culturii românești, iarăși de esență și de alonge universală. De aceea, când în urmă cu mai multe decenii am văzut că regimul acesta comunist, după ce cunoscuse o ieșire de scurtă durată, de circa un deceniu, poate nici atât, când iarăși omul de rând, românul de pe stradă, cum se zice, dacă avea un leu în buzunar, avea ceva bani la el, se putea bucura orice om, fie el de la țară sau de la oraș, de o anumită demnitate pe care ți-o dă un minim de bunăstare materială, oricum garantată. Și nici să fii băgat la pușcărie pentru orice fel de înjurătură la adresa regimului. Se terminase și cu acest aspect. Vă spun sincer, renașterea aceasta, de scurtă durată, când cu declarația aceea, o declarație de demnitate, n-a prea pomenit-o nimeni și nici nu vor să pomenească declarația aceea din aprilie 64, e mult de atunci, e adevărat, când, da, România nu numai că a luat o poziție demnă față de cele mai grave probleme ale lumii contemporane în care ea era implicată, dar România a putut fi, prin cei care au fost, cum să zic, reprezentanții regimului, mai puțin cunoscuți de înalta opinie publică, România a putut fi mediator în cele mai delicate probleme, mai ales la vârful balanței puterii mondiale. Să mijlocești reluarea relațiilor cu China, să ajungi să poți negocia de pe poziția ta, să negociezi relațiile dintre România și asta, scuzați-mă, dintre Moscova și Washington, să ai destulă intuiție să primești în acel răstimp. Nu contează conducătorul, contează atmosfera, să știți. Să primești cu covor roșu un personaj până atunci obscur, anonim aproape, Richard Nixon, care după aia să
în sfârșit să ajungă președintele Americii și să întoarcă gestul, să facea politică mare. Credeți că toate acestea chiar sunt legate de un personaj, fie el Ceaușescu sau altcineva, sau era energia...